Pentru mine viața este o curgere, este o prezență, este o energie în manifestare. Procesul vieții presupune o creație continuă și o modelare a formei. Noi suntem o energie care trebuie să curgă necontenit în diferite forme. De aceea apreciem atât de mult complexitatea, diversitatea, multilateralitatea, pentru că ne place să vedem forme. Deși noi suntem atrași de energie, întotdeauna energia este conținută într-o formă. De aceea pe planeta noastră ne conectăm la energie prin materie și prin cele cinci simțuri. Fiecare este ales pentru ceva. Actele acestea de empowerment, de împuternicire, actele care îți dau putere. Și de fapt, noi ne luăm puterea din dăruire, nu din ceea ce primim. Persoanele care au aceste misiuni personale de lucru cu comunitatea și cu indivizii și cu ridicarea nivelului de conștiință, să spunem, și cu deschiderea altora către alte vibrații sau direcții de cunoaștere, suntem foarte empatici. Prin urmare, noi suntem foarte sensibili la toate energiile și inevitabil, indiferent cât ai levitat, tu tot ajungi să manifesti. Majoritatea femeilor au fost educate și de mamele lor din generația 50-60 au fost educate independente, să nu depindă de soț, cum era aia cu FSB-ul, fără știrea bărbatului, știi, să ai bani puși după, eu n-am înțeles-o așa. Dar această educație castratoare a mamelor s-a transmis acum la femei care își castrează bărbații, proprii copii, își castrează bărbații copii, sau se interpun între bărbați și copii. Trebuie să o luați numerologic, astrologic, psihanalitic. Și problema copiilor este energia masculină din cuplu de părinți. Despre asta trebuie să discute. Adică trebuie să cauți femeia. Bă, care e mama aici? M-a întrebat ce e închitul ăla în cutia de unete. Da. Este capacitatea de creație a fiecăruia. Fiecare creează ceva, fiecare își lasă o urmă. Uite, tu îți dai seama ce talent are tantia aia care a trastivul la această draperie? Da? Sau omul ăla care a montat, bine, omul ăla cred că era robot. Bun regăsit, dragi prieteni, la podcastul Poezia Vieții. După cum vedeți, am schimbat decorul. Nu suntem în studioul școlii de numerologie, dar asta cred că nu este nicio problemă pentru voi, că important e ce auziți, nu ce vedeți. Astăzi am un invitat minunat, după cum ați și văzut în prezentare, un om cu care o să vorbesc despre lucruri și despre viață. Nu vă gândiți că Valeriu Pănoiu, care este invitatul meu, o să vorbească despre astrologie sau despre ghiceală. Nu, o să vorbim despre viață. Și am plăcerea să vă-l prezint pe Valeriu Pănoiu. Bine ai venit, Valeriu. Gata, acum putem să râdem. Mult prea generoasă prezentarea pe care mi-ai făcut-o și ușor înspăimântătoare, pentru că vărsătorii vorbesc mult prea puțin despre ei în general, așa că mi-a ridicat mingea la fileu. Dar zic că vorbim despre viață, nu despre tine. Despre viață, da. Deci nu despre viața mea, despre viața. Despre viața ta. În general, așa. E mai ușor să nu facem ghiceală. Deci nu ghici. Nici terapie. Nici terapie, nici nimic. Știi că orice discuție, chiar într-un cadru amical, inevitabil se transformă într-o discuție terapeutică. De asta și simți nevoia să socializăm, să ne întâlnim, pentru că avem nevoie de terapie. Iar terapia ce presupune? În primul rând, atenție. Nu, de eu le spun cursanților mei, în primul rând omul vine la voi într-o ședință, de aia se programează la o consultație, ca să fie ascultat. Deci asta este prima condiție. Deci omul are nevoie de să-l asculte cineva. Atunci ne facem terapie unul altuia. Eu te ascult pe tine, tu pe mine. Și gata, ne-am scos acum din doi terapeuți. Și lasă-o și plătim. Da, ne plătim unul altuia. Da. Ce mai faceți? Mulțumesc că ai venit mă bucur, la București. Să se noteze că este prima oară când noi ne întâlnim fizic. Fizic, da. Noi până acum nu ne-am întâlnit fizic, ne-am întâlnit în energia vieții, ca să spunem așa. În poezia vieții. În poezia vieții, da. Ca să citez fizic, un autor. Da. Da. Și o să încep cu prima întrebare. Asta e prima întrebare și după aia vedem noi ce mai facem. Da? Dar trebuie să încep. Da. Da. Ce e viața pentru tine, Valeriu? E posibil să fi venit la emisiunea Filozofia Vieții, nu la Poezia Vieții, poezie, da. Pentru că viața nu este doar poezie. E și proză. Are și proză, are și dramă și ce ne mai place. Da, pentru tine. Pentru mine viața este o curgere,
este o prezență, este o energie în manifestare. O energie într-o continuă. Și noi ce-o căuta pe aici? Formă. Păi am venit ca să creăm. De fapt, procesul vieții presupune o creație continuă și o modelare a formei. Noi suntem o energie care trebuie să curgă necontenit în diferite forme. De aceea apreciem atât de mult complexitatea, diversitatea, multilateralitatea, pentru că ne place să vedem forme. Deși noi suntem atrași de energie, întotdeauna energia este conținută într-o formă. De aceea pe planeta noastră ne conectăm la energie prin materie și prin cele cinci simțuri. Și informația? Ce facem cu ea? Păi, informația este atașată în orice formă și orice corp, orice obiect are în spate o matrice energetică, adică o matrice informațională, pentru că energia și informația se suprapun. Dar știi bine că e chestia asta cu dezvoltarea personală, care e așa la modă de ceva vreme încoace, exact ca școala teozofă de acolo 100 de ani, s-o termine și asta. Da, și teozofia în continuare e practicată. Se practică, dar așa mai închis, ca să spunem, într-un deschis. Ceea ce e foarte bine. Ceea ce e foarte bine, pentru că acolo unde există niște praguri de inițiere, informația se transmite într-un mod adecvat, bine, cu condiția ca deținătorii acelei forme de cunoaștere să nu devină și fanatici sau dogmatici sau, cum zic eu, pătrunși de ei înșiși. Adică orice formă de cunoaștere care e primită într-un cadru restrâns este mult mai pură decât ceea ce se transmite în comercial. Da, tu știi că chestia asta cu pătrunzi de el în sus, el se numește ego spiritual. Ai auzit termenul ăsta? Da. Ne place tuturor să fim importanți și că, de fapt, fiecare dintre noi are zestrea asta de putere. Noi mai vorbeam în introducere, să ne mergem așa din casă, vorbeam despre specie și despre cum suntem noi programați ca specie. De exemplu, noi suntem programați pe o frecvență de putere. Ne place să fim importanți. Ideea este că tot ceea ce manifestăm noi ca oameni este înscris în codul nostru genetic, este un program cosmic de la creatorii noștri, să spunem, de la divinitate. Știi pe creatorii noștri? Da, i-am uitat că nu i-am mai văzut de mult, dar am citit despre ei, așa, dacă stăm să și medităm și să ne conectăm un pic la sine nostru, știm foarte bine că noi n-am apărut întâmplător pe planeta asta și că atât Darwin, adică Darwin, mă scuzați, așa, cât și trebuie să fim politically corect, cât și Biblia au dreptate. Deci toată lumea are dreptate, pentru că toate formele de cunoaștere se întâlnesc de fapt în același punct. Da, există și creaționism, există și evoluționism. Unii au evoluat pe această planetă și tot modificați genetic au fost, alții au fost direct modificați genetic și implantați, inseminați de către acești creatori ai noștri, de care toată preistoria vorbește în scrierile cuneiforme și în toate, relicvele arhitecturale care există. Îți dai seama că ai dat acum niște concepte peste cap, că nu ne-a creat Dumnezeu, ci pe unii ne-a creat Dumnezeu. Până la Dumnezeu te mănâncă sfinții, așa că între noi și sursa Universului mai era ceva, sunt niște trepte despre care nu se vorbește. De ce nu se vorbește? Pentru că, de exemplu, există dogme, nu există forme de cunoaștere care au confiscat relația cu divinitatea, de exemplu biserica, nu teologia, religia, numai noi suntem canale către divinitate, voi singuri nu sunteți în stare. E, dar iată că ghinion și spiritualitatea are aceleași metode sau căi de acces către divinitate ca și biserica. Numai că este altă cale. Acum fiecare pe calea lui. Pe calea pe care se regăsește este la fel de în regulă. Adică toți suntem la fel de în regulă. Crezi în conceptul ăsta de există oameni aleși? De ce aleși? Sau toți suntem aleși? Fiecare este ales pentru ceva. Apropo de orgoliu spiritual, pe mine cel mai mult mă sperie la oameni fanatismul. Momentul în care tu devii pătruns de ideea
care ți se pare că este deja adevăr universal. Sigur, există adevăruri universale și există o scară a adevărului, de fapt. Da. Și radiestezic, poți măsura valoarea de adevăr divin a unei afirmații. Și chiar sunt oameni, nu știu dacă ai cunoscut, care stau cu ansa mână și măsoară pe sumasă să vadă. Ia, e în adevăr divin, a spus ce trebuie. Serios, dar pare ciudat. Da. Da, și ce pantofi au, verzi sau roșii? Și da, scoți ansa și măsoară. Vezi, și asta este o cale. Revenind la ce spuneam, că fanatismul pentru mine este maxim din ce eu nu pot să înțeleg și să tolerez și să practic, dar există, iată, acest cadru, aceste limite, inclusiv date de fanatism, la care eu, de pildă, mă raportez. Adică întotdeauna am mare grijă la repere și întotdeauna sunt atent să nu ajung acolo. Da, există fanatism pe planetă și atunci eu am grijă să nu există acolo. Există judecată și atunci eu mă feresc să ajung în... Dar știi în că astea se leagă între ele, puterea și fanatismul. Bineînțeles, așa, ajungem din nou la conceptul de program despre care am vorbit, de program care este implantat în ADN-ul nostru ca într-un chip care ne curge prin vene. Da, deci ne place să fim importanți și printre cei importanți din nou ajungem, îi regăsim pe cei spirituali. Și atât că eu ajung să le spun oamenilor că de fapt ei nu oferă niciodată dezinteresat, ci oferă pentru niște beneficii personale. În orice facem există niște beneficii. Și normal să fie așa. Personale, pentru că noi pe această planetă, apropo de numerologie, dacă îmi permiți să intru un pic. Da, intră. Așa, în curtea noastră comună sau da, în curtea ta. Pe această, cu numare. Pe această planetă, infinitul se reduce la 1. De aceea asta facem noi. Deci viața înseamnă, dacă e să dăm și o definiție numerologică, da, viața înseamnă infinitul redus la 1. Pentru că noi experimentăm în pielea unei entități, adică iată, într-o formă pe care o avem în această viață, care conține o energie. Infinitul văzut în plan. Dar atunci că dacă te uiți la infinit, văzut de sus în spațiu, de fapt este un zero care este distorsionat, să zicem așa. Corect. Și atunci dacă ne gândim că 1 și 0 sunt principiabilitățile al noastre, ale omenirii, ale universului, asta înseamnă că totuși infinitul este acel zero care te face pe tine să te duci în sursă. Acel zero care a fost unu punctul, exact, și zero întotdeauna este cel care vrea să devină unu. Și zero cuprinde tot. Și cuprinde și sfârșitul lucrurilor care și au fost până atunci și cuprinde tot ceea ce ar putea să se nască și încă nu s-a născut. Și unda pur și simplu, de început, se duce undeva într-o reacție a noastră între noi. Care prinde formă. Hai să coborăm discuția. Da. Ne întoarcem la legătura între putere și spiritualitate, că de acolo plecasem. Hai să coborăm discuția. Oamenii care ajută, spuneam că nu există ajutor pe care îl oferim dezinteresat, deci întotdeauna ai un beneficiu. Chit că tu nu o faci cu acea intenție, cu acel scop, beneficiul există pentru că funcționează legea karmei, legea cauzei și a efectului. Tot ceea ce faci se va întoarce la tine. Și atunci oamenii care spun că ajută. Eu vreau să ajut oamenii, vreau să fac bine, sunt oameni care lucrează într-o corporație, într-o instituție și care ajută prieteni fără serviciu să se angajeze, să aibă și un loc de muncă. De ce l-ai ajutat? Vine discuția. Da, pentru că am putut să fac un bine. Și cum te faci atunci, intră terapeutul pe fir și întreabă, și cum te simți tu când îi faci bine omului? O să spun și o glumă, după aia, nu mă pot abține. Așa, păi mă simt bine. Acest bine este de fapt puterea pe care ți-o dă faptul de a ajuta. Da, în esență, actul de a ajuta este un act de putere prin care tu primești putere. Pentru că noi, și asta ne spune Caroline Miss în cărțile sale, una dintre autoarele mele preferate, ea vorbește despre actele acestea de empowerment, de împuternicire. Actele care îți dau putere. Și de fapt, noi ne luăm puterea din dăruire, nu din ceea ce primim. Dar este logic să spun. Dar mulți spirituali nu înțeleg asta.
Mă rog, dar știi, am văzut la tine, cred că tu ai scris pe Facebook undeva că se termină și cu această etapă da, de spiritualitate. Da, da. Se închide cutia lui 2020, știi? Poate se termină și cu noi. Adică da. Eu mă gândesc, s-ar putea să termine și cu mine. Eu oricum sunt în acest plan, cum ai zis tu, pentru că sunt aici, pentru că n-am putut să fiu în altă parte, pentru că aici se pare că este locul meu și aici am fost distribuit. Da, dar tu ai o problemă. Da. Da. Vis-a-vis de ce am zis eu. Nu. Pentru că tu n-ai ieșit în cutie în 2020. A, da, e scosese și... în capul din aici. Da. Da. Adică nu, da, sunt, da. Nu sunt unul dintre contorsioniști. Da, a, uite, vezi, putem să patentăm încă un termen. Ăsta este contorsionismul spiritual. Aia care au stat într-o cutie și când s-au început dintr-o dată în 2020 se desfășoare odată cu pandemia. Da, 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 da. Stai seama. Cu... Zic gluma, a zis gluma? S-au uitat. Da, nu, apropo de... Nu, nu zic, vă spun după. E mult prea oficială discuția ca să mă dedau la fapte. Da, știi, uite asta cu beneficiu. Adică trebuie să fii în bine, beneficiu. Adică a fi în bine. Da, acest bine, acest bine să fii în bine. Da, știi? Acest bine, la fel, care poate să devină fanatic și... Deci orice concept poate să fie dus la o extremă. Eu fiind vărsător înțeleg foarte bine extreme. Pentru că eu sunt un om al extremelor. Și eu, dacă dar nu... tu îți dai seama ce discuție avem noi acum. Unul care este vărsător și unul care este fecioară, știi? Adică un pătrat cu un infinit, știi? Și, dar e foarte bine că s-a unit analiza cu sinteza. Cu sinteza. Deci, ce ziceam? Trei. Analiza cu sinteza înseamnă trei, numerologic vorbim. Da. Păi, vorbeam de fanatici de dualism. Da. Fanaticii sunt deținătorii cunoașterii absolute, dar nu trebuie să fii spiritual ca să fii fanatic. Nu. Fanaticii sunt și cei care, de exemplu, cred în convingerile lor absolute. Nu sunt... Mie îmi plac, absolut, de ce îmi plac? Pentru că mă distrează teribil oamenii care întotdeauna au dreptate. Și omul la care întotdeauna, orice îi spune, întotdeauna are ca el. Și am o prietenă care este doxă de astrologie și care de atâția ani studiază și ea nu vrea să facă consultații. De ce nu vrea să facă consultații? O salut pe Cristina, sigur se uită la noi. Este veterană în cursurilor noastre, 70 de ani împlinește doamna anul acesta. Wow, mulți înainte, să fie sănătos. A venit spre o doamnă să îi deschidă astrograma și ea s-a apucat să îi deschide și să-i explice practic cum stă treaba și interlocutoarea a început să o combate. Spune, nu e așa. Nu e așa, eu știu că e așa. Și bineînțeles că doamna care nu stă la discuții este un capricorn general și directorial și a spus, bine dragă, logic de altfel. De ce mi-ai venit la mine? Dacă tu știi mai bine, de ce mi-ai venit încoace? Și atunci eu înțeleg pentru că adică înțeleg pe Cristina pentru abordarea ei, pentru că din 2020 încoace noi am luat o raznă ca planetă. Deci noi trăim într-o fază de anxietate generalizată, noi suntem în paranoia, tot e atac de panică și acum n-am putut să mă opresc să-mi iau un covric până nu m-am speriat de două doamne mascate cu mască. Nu am o problemă, fiecare face ce vrea. Culmea, aici am avut alte discuții apropo de alegerile pe care le face omul în viață. Eu sunt vaccinat, de exemplu, ceea ce a fost un șoc și groază. Am avut oameni care n-au mai vorbit cu mine pentru că m-am vaccinat și le-am explicat, n-ați înțeles despre ce este vorba. Eu nu m-am vaccinat pentru sănătate și din frică, m-am vaccinat pentru libertate. Adică eu am înțeles din primul moment care este mersul lucrurilor și m-am dus de bunăvoie la vaccin și mi-am făcut și doza booster. Să ne înțelegem. Și nesilit de nimeni. Nesilit de cât de conștiința mea și de nevoia de mișcare. Da. Așa. Și... Eu nu cred că ăsta e un motiv, adică să nu mai vorbească cineva cu tine. Ba da, am avut pe cineva care a refuzat să mai participe la cursurile mele pentru că... Nu vreau să le amintesc, dar e adevărat, pentru că m-am vaccinat și încă ceva, am venit cu principiul ăsta. Dumnezeu, suntem într-o lume spirituală, suntem oameni cu vibrații, aproape levităm. Păi atunci, orice ar spune ăia în vaccin, orice ar pune creatorii, nu? Dumnezeii vaccinului, Dumnezeu în acel vaccin, dacă eu sunt o persoană spirituală, păi eu trebuie să rezist. Adică vaccinul ăla cumva va fi alchimizat de vibrația corpului meu. Deci uite ce frumos. Se pare că s-a întâmplat, că altfel nu mai eram aici. Adică tu pur și simplu ai făcut chestia asta, te-ai vaccinat și nu ai nicio reacție, nu se întâmplă. De unde rezultă
că ești o persoană spirituală. Sau rezultă că sunt o persoană vaccinată care încă n-a suportat efectele secundare. Sau... Dar revenind la pandemie și la această cutie a Pandorei. Asta e cutia a Pandorei. Da. Știi că în numerologie 2 plus 2 fac 4, da. Cutie. Și nu știi ce este. E o cutie, dar cum era, știi filmul cu Tom Hanks, Forrest Gump? Mama mereu spunea că viața e o cutie de ciocolată, dar niciodată nu știi ce o să primești când o deschizi. Așa e și cu numărul 4. Apropo, la mine ziua cu luna nașterii dau 4, adică am un număr de, cum zic eu, de putere, așa, cu cutia. Din care, și uneori poate să iasă un clov, în alte ori poate să iasă... Da, ziua ta de naștere ciocolată. Nu te limitează, că știm care e ziua ta de naștere și nu te limitează. Și asta știi? Da, așa. Și asta știi, da. Dacă vorbim așa despre lucrurile astea, de fapt, ce e bine și ce e rău? Păi, și de ce au fost inventate conceptele astea? Revenim la binele absolut, de exemplu, binele părinților care vor să le facă bine copiilor. Binele absolut. Eu în consultații am mari dificultăți. Am și eu dificultăți pentru că, bineînțeles că am și eu impulsivitățile mele, dar pe care mi le controlez. Deci, pentru că într-o ședință de consiliere, intri în acea vibrație terapeutică și atunci când citești o astrogramă sau când desenezi o numerogramă, o diagramă, ce faci acolo, o matrice, bineînțeles că tu nu ești tu, tu ești canalul, conectat, ești în stare alfa. De aceea nici nu știu uneori ce ai zis. Știi ce mi-ai zis? Bă, nu știu ce ți-am zis, că eu ți-am zis atunci și... Tu știi bine, că nu toți sunt în stare alea respectivă. Ia, nu putem fi toți perfecți, adică unii mai suntem și... Corect, da. Da. Deci, cum e cu binele și rău? În momentul în care tu crezi că, ca mamă de pildă, că revin la consultație, că asta era exemplu, ca mamă că trebuie de pildă să-l consiliezi. Eu rămân șocat, adică se programează la consultație, zice, acum vreau să vorbim despre copilul meu. Bun, dar are probleme, este bolnav, are diagnosticat cu ceva. A, nu, e foarte bine. Și atunci... De ce vrei să vorbim despre? Păi vreau să știu și eu viitorul, să știu, da, adică vrei să discutăm despre viața sexuală. Eu direct acolo mă duc, da? Adică într-o extremă care să o pună într-o dificultate. Da, vrei să discutăm despre viața sexuală a copilului tău? Nu, vreau despre viitorul profesional, dar de ce ar trebui să știi asta? Adică eu foarte serios sunt și foarte serios sunt, întreb de ce un om ar fi atât de preocupat de copilul lui în condițiile în care copilul vine cu viața lui și cu nevoile lui de suferință și cu nevoile lui de experimentare și nu ne mai duce la alte mame nebune, și vorbim despre spitalul de nebuni, că în asta trăim, alte mame nebune care consideră că ele nu sunt mame, sunt un fel de Dumnezeu pentru copil. Apropo de absolutizare și de mamele fanatice. Mamele fanatice și mamelor fanatice, mereu trebuie să le spun. Știi, tu ești doar măsă. Tu ești doar mama lui, Dumnezeu este altul. Noroc că ai copii, că altfel te puneau la zid. De unde știi tu? Ai copii? Să știi. Noroc că ai copii. Păi, cred că ăștia au venit la mine și pentru că eu nu sunt cu îndoctrinare. Eu sunt cu libertate. Eu acord de limite foarte largi. Foarte lași copiilor, cu niște puncte foarte precise, care întotdeauna sunt încălcate și care întotdeauna mă... Da? Chestiuni de igienă, chestiuni de ordine, chestiuni de... Dar până la urmă te obișnuiești așa, adică nu poți să trăiești mai reproșuri. Și, adică, da, eu ca tip de părinte am devenit părinte critic la atâția copii, pentru că când vezi că totul este... lăsat de izbeliște și tot și eu n-am nimic în fecioară, să știi, dar am am alte defecte. Așa. Când vezi că repeți a 10-a oară și el a 10-a oară repetă același lucru, atunci normal că ești și tu om, adică eu repet, sunt într-o ședință de consiliere, sunt într-o energie terapeutică. În rest sunt și eu om, care are și el nervi. Da. Mulți. Și zi-mi aia cu binele și rău. Așa. Deci, mama, de exemplu, știe ce e mai bine pentru copil. Da. Da? Vine să o consilie, să un drum, cum să-și consilieze copilul ca să-i fie bine, să-i fie bine și să știe la ce facultate îl trimite. Și copilul are 3 ani. Și te uiți în astrogramă, de exemplu, și vezi, de pildă, o să zic și tehnic, vezi că are multă energie de gemeni, are planete în casa 9, are planete în casa 3. Și atunci ce știi de acolo? Îi spui, măi femeie, este irelevant, nu se poate.
Eu trebuie să știu ca mamă ce este bine pentru copilul meu. Mereu fac asta cu microfonul. Așa, îl mângâi. Vezi, ascendentul în gemeni e foarte tactil. Trebuie tot timpul să dau din mâini. Mai avem un gemeni aici, da, în sală. Da. Eu când tac trebuie să dau din mâini, da. Da. Ori din mâini, ori din gură. Așa că prefer să le fac pe amândouă simultan. Da. Deci sunt hărți, cum spuneam, unde vezi imediat dacă persoana respectivă va profesa în domeniul în care va face studii. Da? Și ea te întreabă la ce facultate să dea copilul. Și tu îi spui că este irelevant la orice facultate și bineînțeles că tu ești un astrolog prost, da, care nu știe, pentru că eu într-adevăr trebuie să explic ceva ce nu pricepe. De ce? Pentru că apare diferența din discuția noastră inițială. Energie și formă. Eu vorbesc cu omului în energie și ea vrea formă. Concret, clar, și eu îi spun, măi femeie, indiferent dacă se duce la ASE, se duce la științe politice, se duce la poliție, el va, sau ea va face altceva în viață. Adică ei nu vor folosi studiile decât ca pe o rampă de lansare, ca pe un program de autoeducație, de autodisciplină. Să aibă o diplomă în sertar. Da. Nu este doar diploma, este rutina. Mă rog, eu sunt pro-școală din toate punctele de vedere. Da? Nu vrei să discutăm despre sistemul de învățământ? În care am și fost, apropo. Da. Da, știu că deci, acel bine pe care îl crezi tu trebuie să fie și binele celuilalt. Deci, ceea ce considerăm noi că este bine, de fapt, este bine tot în beneficiul nostru. Că de ce vrea mămica să știe viitorul copilului ca să poată să-l îndrume? Ca să nu dea vina pe ea. De fapt, o nevoie a părintului de a-și păzi spatele. Da. Ca să nu vină copilul și să zică, ai văzut toate filmele filmele americane abundă de scene în care așa se întâmplă. Sunt aceste interminabile clișee cu părinți copii. Tu ești de vină, mamă, tu ești de vină, tată, dacă nu erai tu, dacă nu mă trimiteai. Ei, nu se întâmplă. Propagandă bine pusă la punct. Da. Și atunci părintele de fapt vrea să-și asume rolul de putere într-un mod preventiv. Și atunci aia e bine. Dar de fapt asta ceea ce rău binele, ăsta este binele ego-ului. Păi răul este binele făcut... Deci răul este binele neînțeles, este binele făcut din orgoliu, din ego. Dar cum îmi dau seama că am orgoliu sau nu? Dar toată lumea are orgoliu. Deci, știi că sunt unii care nu au orgoliu, nu e așa? Sunt oameni care spun asta, domnule, eu nu am orgoliu pentru că eu sunt un om spiritual, pentru că eu sunt un om de bine, pentru că eu vreau binele, pentru că eu sunt om bun, băiat bun, fată bună și așa mai departe. N-am orgoliu. Ce orgoliu? Uite, vezi, de aia, de vreo 2-3 ani încoace, eu doar mă uit. Mă uit și eu așa la oameni. Adică pentru știi mine tot este un spectacol. Asta, căscător de gură. Că și eu sunt așa un căscător de gură. Știi, mă uit la oameni și... Nu zic că mă uit de sus, că iar mi se impută aroganța. Dar nu, mă uit și eu așa la oameni. Mă uit la lume de la pandemie încoace. De aceea eu nu mai vreau să filmez, nu mai vreau să apar pe nicăieri. Pe tine, știi, n-am putut să te refuz. Sunt aici. Plus că deci trebuia să ne cunoaștem. Trebuia să ne cunoaștem. Păi anul ăsta, nu. Așa. Răspund doar la invitații din astea sporadice. Eu nu mai vreau să am niciun fel de continuitate pentru că lumea nu este un loc unde să mă regăsesc cum mă regăseam acum ceva ani. Înainte de cutie. Da, pentru că spitalul de nebuni s-a eliberat, da? Oamenii au tot felul de preocupări. Asta să nu crezi că eu sunt mai sănătos decât, adică păi n-ai putea să viețuiești. Fiecare are doza lui de nebunie, da. Uneori, cum spuneam, eu mă uit întotdeauna la repere. Cum e ăla? Ăla este negativist, ăla e orgolios, așa. Măcar pot să aleg să nu fiu așa. Adică eu am doza mea de om sonat, așa, dar pot să aleg, dom'le, sunt sonat, dar măcar nu sunt, știi, n-am sănătatea celuilalt. Da. Adică oamenii, ai văzut, vor să-ți vândă sănătatea lor mentală. Ei, bine, uite, eu nu vreau sănătatea lor mentală, eu vreau să nu sănătatea lor. Până în 2029 tot va mai merge. Și rămânem, dacă mai trăim, nu, da, mai trăim. Trăim liniștit. Da. Te-ai gândit vreodată că noi trăim mult? Dar știi de ce? Pentru că noi care? Noi adică... ăștia care că suntem mai puțin spirituali ca alții. Da. Așa. Pentru că n-are ce să facă Dumnezeu cu noi. Că dacă nu suntem spirituali, mai trebuie să stăm pe aici. Corect. Nu? Da.
Adică rebuturile trebuie să rămână ancorate în mate. Stai liniștit. Deci dacă îți făceai probleme, da, că dacă mai trăim până în 2029, trăim. Atunci mi se închime. Eu am un, bine, un alt sistem de calcul numerologic, după cum știi. Da. Așa cel apusean, nu cel răsăritean. Răsăritean, da. Și atunci eu tocmai ce am intrat în, într-un pinaclu, într-un ciclu de 9 ani, da, de, da, vibrație 7. Așa că eu trebuie să-mi respect frecvența energetică, eu trebuie să stau cu mințele acolo. În, da. Dar îți dai seama cum, da, să fie pentru tine, stai tu cu camera. Mi-e și frică să nu mă mântuiesc. Păi. Nu, dacă stau așa în zen, da, apropo de, de zen și de, de căi spirituale, am avut iar o discuție cu o doamnă care era foarte frustrată. Făceam 20 de ani de yoga, 20 de ani de yoga și eu n-am reușit să ajung în... chakra, cașa, boșa, nu știu ce, și am zis, eu așa am înțeles că e ceva cu ceacana banana, ceva, o dimensiune, o așa. Da. Și am explicat, poate ți-ai ales greșit calea de evoluție spirituală. Am înțeles, eu de exemplu nu am, să ne înțelegem, eu nu am deschidere spre lumea asiatică, nu o am în mine. Da. Eu sunt din ăsta, cerb carpatin, da. Dar, iată, yoga, budismul, levitația, căile astea, da, trăitul pe plac, cum e la modă, să te muți în Indonezia, de exemplu. Am văzut, da. Te muți în Indonezia, să ții casă acolo, să... să stai cu eu m-aș duce eu cu copiii, ce fac, în ce să fac copiii, că trebuie să-i dau la școală. Trebuie să-i lăși pe aici, da, pe exact, undeva. Da. Și apropo de... Da, mă întorc la ce vorbim, dacă mi-aduc aminte. Da, știi, probleme. Apropo de nu trebuie nimic în viață, știi, da, știi, nu trebuie nimic. Totul este... alegere, bine, este alegere conștientă, dar când vine copilul și zice a. Papa. Exact, cum sunt puie aia în cuib, okay, așa. Nu trebuie, da, nu trebuie să te hrănesc. Da. Eu nu trebuie să-ți dau biberonul, nu trebuie să stai așa. Eu sunt spiritual și am învățat că nu te... Apropo de alte concepte, apropo de devianța asta spirituală, de concepte, da, duse tot în absolut. Adică tot în fanatism, nu trebuie. Măi, acest trebuie, despre asta trebuie făcută o conferință. Apropo de trebuie. Da, uite, o conferință, da? Despre... Pentru că nu există nu trebuie la modul ăsta absolut. Știi care sunt două cuvinte care trebuie să facem conferință? Trebuie. Asta mai trebuie, da? Și gratis. Gratis? Da. Bine, așa, gratis are un sinonim. Da. E, undeva, da, de la cineva de la Bacău, știi asta, că i-a spus este copilul, cum mă iubești tu așa pe mine? Păi te iubești, dar de ce? Te iubești pur și simplu, răspunde copilul, dar de ce mă iubești? Și copilul de 5 ani a răspuns, uite așa, degeaba. Gratis. Deci, degeaba este sinonimul românesc pentru necondiționat și pentru gratis. Deci conferința asta am rezolvat-o, tocmai da, ne-a anulat un copil de 5 ani, da, și am dat-o gratis. Așa, deci, de unde plecasem cu discuția? De la bine și rău plecasem. Nu mai încoace, mai era altceva. Dar în fine. Nu contează, e bine așa, știi cum. Stai seama. Vreau să te întreb de ce ai ales tu calea asta. Nu, de ce ai ales asta, întreb. N-am ales. N-ai ales nimic. N-am ales. Așa. De ce te-ai plecat către astrologie? Te-a împins cineva? Pentru că a fost în mine. A fost, da, m-a împins, da? Simona Vărzaru, Urania, da, la televizor și m-au împins niște cărți peste care am dat și pe care când le-am deschis... Adică vrei tu să știi ce nu m-au dus vede. Într-un univers care, nu, eu vedeam, despre, da, asta era vorba, că pentru mine niciodată astrologia nu a fost invizibilă sau impalpabilă. Nu, la mine astrologia, de când am deschis acel registru de simboluri, acele cărți pe care le-am citit, apropo, am mai povestit despre asta, erau în limba franceză și de unde afinitatea mea cu limba, păi de ce am devenit profesor de franceză și am studiat franceză, adică asta este singura explicație, le înțelegeam, dar ulterior, în plan lumesc, m-am conectat prin limba franceză la... cunoașterea respectivă. Oameni, da. Deci pornind de la cunoașterea respectivă și pentru mine nu a existat concept indescifrabil. Deci practic era o reamintire și dacă e să o luăm așa pe profilul meu, eu am venit în viața asta să dau mai departe cunoaștere. Eu sunt profesor de meserie, așa m-am născut, să transmit informație. Dar într-o formă spiritualizată, nu dogmatică, după cum am făcut-o altă dată. Adică dacă e să ne ducem pe karme, regresii, da, sigur. Și eu am fost
Păi eu am fost în multe vieți un preot din ăla, nenorocit, care îndoctrina, care căsătorea cu forța, care le explica... Da, știi că mi-ai la fileu acum cu multe vieți. Te rog, așa. Da, adică trebuie să mă explici... Multe vieți pe care le trăim în același timp, adică... Deci, simultan, noi trăim mai multe vieți, că toate viețile știți. Da, așa știi, e. Știi principiul? Toate eu viețile sunt... Da, așa, sunt... Dar tu chiar crezi în schema... Scuze, mă, n-am vrut să zic că nu știi principiul, dar știi... Așa. Da, așa. Da, tu chiar crezi în schema asta de simultaneitate? Deci, știi, nici linearitatea nu e ceea ce credem noi că este, nu pentru e, că da, vorbim, da, știi, da, apropo de culturi asiatice, ei nu ne spun tot, da? Și asta, nimeni nu spune tot. Asta, de exemplu, o știu și de la Marian Golea, care are ani de zile de el și Anca Dimancea, îi știi bine, au studiat direct de la, se duc la Singapore, au studiat de la Lilian Tu și Marian îmi spune, măi, nici ăștia nu spun tot. Te duci la un seminar... Bine, mai plătești 3.000 de... așa. Da. Tot nu afli informat, tot nu afli. Adică e ceva ce nu ți se spune. E, acel ceva trebuie să-l descoperi tu singur. De aia nu ți se spune, pentru că trebuie să te duci cap la cap. Să le pui tu pe toate cap la cap. Da. Da. Și întorcându-ne la povestea asiatică și la doamna pe care o dădeam exemplu, ea era nemulțumită, cum spuneam, că după 20 de ani tot nu înțelege, nu accede, nu... Și da. Bineînțeles că e și presiunea mediului. A, tu nu poți să faci asta, noi uite cum facem. Colegii ei de la yoga, adică ei la yoga și te uiți. Da. Păi ăștia sunt în nu știu ce stare și tu nu ești în stare. Măi, femeie, dar poate ai greșit calea. Vine să poate nu yoga, adică poate nu o calea asiatică, poate e calea bisericească. Da? De aceea sunt oameni care se regăsesc ducându-se la... Și mie îmi place să-mi intru într-o biserică, să merg la moaște, adică da, înțelegem semnificațiile simbolice ale... rezonanței cu anumiți sfinți, cu anumite entități angelice. Poate pentru unii, uite, este numerologia ca linie tehnică, de evoluție. Da. Da. Pentru mulți este astrologia. Deci poate ai greșit calea. Și a greșit-o nu. Păi, nu știu, asta păi era tema pentru doamna, da, ea nu ajungea acolo unde credea că trebuie să ajungă. Și am spus, stai niște cor, cum mai vii și altă dată și aici ne întoarcem la ce spuneai de vieți. Despre vieți. Da, cu siguranță există o multiplicare a noastră într-un univers holografic, adică trăim simultan. Nu, trăim și pe această, deci pe această. Dacă arunci la gunoi noțiunea de timp, la nivel de spirit, deci la nivel de conectare, la nivel de sursă divină, acolo este simultaneitate. Totul este conținut într-o singură scânteie. Dar noi pe această planetă ne desfășurăm în timp. Nu, ghemul de ață, ăla e ghemul și ața curge. Prin urmare, pe planetă avem linearitate. Dar și aici există mai multe interpretări. Aici vine zi. Da, pentru că, de fapt, noi nu suntem doar noi. Noi venim aici la încarnare întrupați din aceeași familie de suflete și de fapt suntem mai multe entități încarnate pe planetă care trăim experiențe similare, da? În diferite colțuri. Răspândiți. De ce? Pentru că de-aia se cheamă într-o rețea. Conștiința, adică este punctul și conul care vine și se duce în linearitate și circularitate și, cu toți... și în spirală, pentru că de acolo vine spiralată așa. Deci noi suntem o familie la nivel de spirit, adică suntem mai multe entități incarnate și atunci tu când faci o regresie, de fapt s-ar putea să nu fi fost. Tu te vezi cu corpul tău, dar de fapt s-ar putea să nu fi fost experiența ta personală, s-ar putea să fi fost experiența unui alt trup încarnat. De aceea, într-o regresie, te poți duce în foarte multe vieți, pentru că te duci în viețile spiritului, nu te duci în viețile trupului. Ale trupului. Da, ale trupului. Și acum ai dat peste cap toate șmecherile cu prințesele și cu toți care au fost magi și prințese. Dar știi că toți am fost prinți și prințese, n-am muncit nici dracu în alte vieți. Nimeni n-a vrut să muncească. Da, deci toată lumea vrea să... Mai vine cineva și mă întreabă, poți să îmi recomandă și mie pe cineva să facă o regresie? Regresia se face în scop terapeutic, nu se face pentru orgoliu, pentru ego. Vreau să fac o regresie. Așa, de ce? Păi vreau să știu și eu ce am fost. Adică ai fost regină, prințesă, ai fost prinț. Dar știi că ăsta e un motiv, nu? Da, sigur. Ca să-mi dau un motiv că viața mea e de rahat, știu că în viața anterioară am fost prințesă. Dar nu există viață de rahat.
Nu există. Și aici ne întoarcem la teoria mea, apropo de, de opusul acestui fanatism pe care eu încerc să-l practic. Să-mi iau reperele și să mă ferească Dumnezeu să ajung vreodată acolo, da? să nu fiu așa, dar și asta o spun tot cu recunoștință. Doamne, există, suntem pe această planetă și există, uite, există mizerie umană, există răutate, există nu știu ce formă a întunericului. Și întotdeauna eu mă uit și mă raportez conștient, nu că de aia, ci că avem conștiință. Da, da. Adică dacă avem un con de știință, măcar să-l folosim. Să-l folosim, dar nu invers ca la semințe. Mulțumesc, chiar sunt autor spiritual care spun, mulțumiți-le celorlalte entități că au ales acele experiențe. Toate, tot ce trăim sunt experiențe. Și toate aceste experiențe fac parte din programul de trăire pe această planetă. Și slavă Domnului că noi nu am ales anumite experiențe. Și așa mă uit și zic, Doamne, bine că nu sunt eu așa. Este el acolo, nu-l judecăm, cu siguranță are nevoie de această lecție, să fie la el acolo, așa și cu nebuni. Doamne, trăim în spitalul de nebuni. Dar să fie la el acolo. Adică voi rămâneți cu sănătatea voastră și eu prefer sănătatea mea. Da? Dar în același spital. Da, păi inevitabil trăim în același spital. Unii sunt pe medicație, alții fără. Trece unul pe stradă și într-o curte aude la spitalul de nebuni. Da. Aude, 13, 13. Știi bancul, nu? Nu. Așa. Și eu nu știu ce se întâmplă acolo. Și se duce și găsește o găurică în poartă. Și păi din interior un nebun bagă o sârmă. Îi bagă o sârmă în ochi. Și după aia ăsta începe să țipe de durere și din curtea spitalului se zice 14, 14. Da? Deci să nu te uiți pe găurică. Politică de marketing. Da, da. Deci ce e ce mișto în spitalul de nebuni al nostru? Deci să nu te uiți pe găurică. Da. Dar noi suntem în, da? Exact. Noi suntem în spital, deci trăim... Vezi că suntem în gașa aia care aruncă cu sârma pe găurică? Noi? Nu, e, deci, care este, stai, să ne organizăm, care este obiectivul spiritual conform învățăturilor creștine? Care? Să fii în această lume, ne ducem la Iisus, da? Să fii în această, supremul învățător, să fii în această lume, dar să nu aparții ei. Păi da, adică noi trăim cu ei, adică suntem printre ei, dar trebuie fiecare să-și vadă de treaba lui. Asta nu e numai în creștini, știi bine. Că și aia din Asia zic schema asta. Da, eu ți-am spus de unde poți să-ți dau bibliografie. M-am dus pe cercetare științifică acum, adică poți să-ți dau citatul, îți dau trimiterea. Da. Da. Toți spunem în esență același lucru și numerologia spune același lucru ca și popa, ca și astrologul. Da. Dar de ce? Că sunt întrebat, de ce nu vă acceptă biserica? De ce și comunitatea științifică? Aici nu vrem să intrăm pe comunitatea științifică. Eu când eram și mai mic și mai prost, bine, acum sunt mai mare și mai prost, așa. Știi că la început suntem mici și proști, după aceea suntem mari și proști. Aveam evoluat. De la mic la mare. Asta înseamnă evoluție. Da. Evoluție în cantitate. Da. Știi, cine a zis că mărimea nu contează, a vorbit-o, mărimea contează. Foarte mult. Mărimea nu contează decât dacă e mare. Dacă e mică, contează al dracului. Știi că pe aia mică nu vrea nimeni. La fel ca la bani, știi, degeaba e bani dacă n-ai mulți. Bun. Deci, asta o să tai Răzvan pauză, da. Sau o lăsăm așa? Nu, o lăsăm așa. O lăsăm așa pentru că da, mă gândeam în ce direcție să duc discuția, pentru că deja m-am încărcat așa cu energie de specific acestei perioade. Hai să fiu spiritual acum. Înainte. Așa, înainte și după. Da. Da. Eu am scris un articol în care vorbeam despre faptul că există înainte de Saturn învărsător și după Saturn învărsător. Știu articolul, da. Așa, și asta știi? Da. Perioada de pandemie s-a suprapus cu materializarea acestor proiecții despre viitor ale omenirii. Adică în sfârșit s-au încarnat pe planetă toate acele fantezii de la Hollywood, toate acele apocalipse pe care le-am văzut prin televizor, toate acele frici ale oamenilor. N-au uite oameni, uitați-vă cum este să trăiți în acele scenarii apocaliptice. Uite, lumea se poate sfârși, uite, chiar se sfârșește. Știi acele filme în care un virus distruge planeta? Bine, nu discutăm despre faptul că, de fapt, în toate acele filme exista vaccinul.
da, pe care corporația, eu spun doar scenariul de film acum. Da. Da. Nu, nicio orice asociere cu realitate este întâmplătoare, da? Există un vaccin, da, asta e scenariul de film. Scenariul tipic, da. un stereotip hollywoodian, există un vaccin și atunci o corporația trebuie să creeze un virus care este împrăștiat pe planetă și virusul acela, bineînțeles, urmează să distrugă și apoi vaccinul să-și facă treaba la scară. Da, asta este un scenariu. Deci noi trăim în acea realitate. Noi trăim realitatea în care practic este sfârșitul veacurilor, sfârșitul timpului, sfârșitul într-adevăr, sfârșitul vieții așa cum o știm. Dar cum o știm noi ăștia încarnați acum, nu că și Maica Mare și i-au apucat războiul săraci, adică alt sfârșit al lumii. Alt sfârșit al lumii. Dar ăsta a fost sfârșitul lumii noastre. Și iată că în sfârșit s-a adeverit ceea ce era în capul nostru. Cum s-ar putea termina? Că vine virusul, că vine apocalipsa, că vine bomba atomică, știi, Putin încă mișcă de asta, da. Că încă mai e valabil și scenariul ăla cu bomba atomică. Așteptăm și asteroidul, dar eu sincer asta voiam să zic, eu aștept ziua în care să fim contactați de extraterestri. Da, dar știi că se va întâmpla după 2030. Calcul, așa, pe calcul. Da. Păi, dar oricum ei sunt tot așa, ei sunt. Da. Poate noi doi suntem extraterestri și nu știm. Ne dăm seama după 2030. Ce zici? Eu n-am nicio îndoială. Deci culmea este că în veacurile astea pe care le-am apucat și unde, iată, nu mai există niciun viitor, adică deja 2023 mi se pare ceva așa, SF, adică nu știu ce ar putea să se mai întâmple atunci. Deci în acest sfârșit al veacurilor pe care le-am apucat noi, nici nu e nevoie să pleci de pe planetă ca să fii extraterestru. Eu mă, este extraterestru aici? Da? Adică suntem extraterestri pe Terra, da. În mediul terestru. Suntem extraterestri și terestri. Deci va trebui să te gândești, dacă te simți extraterestru, pe cine vei contacta din ăștia terestri după o anumită perioadă, uite, după 2030. Trebuie să găsești, fă o listă de oameni care să contactezi. Deci, în primul rând, trebuie să ne găsim pe noi, știi? Adică de pe unde ne-am pierdut. Și e într-adevăr o problemă. Aici suntem la râsul plânsul cu masca actorului. Pentru că persoanele care au aceste misiuni personale de lucru cu comunitatea și cu indivizii și cu ridicarea nivelului de conștiință, să spunem, și cu deschiderea altora către alte vibrații sau direcții de cunoaștere, suntem foarte empatici. Prin urmare, noi suntem foarte sensibili la toate energiile și inevitabil, indiferent cât ai levitat, tu tot ajungi să manifesti. Da, asta e logic. Și de foarte multe ori n-ai cum să nu stai tu singur acolo într-un moment de relaxare și să nu simți, nu știu, toată frica din cartier, toată jalea lumii, toată suferința. Pur și simplu ajungi și să somatizezi, să, cum e vorba aceea românească, îți vine acru în gură. Da, și da, da. Băi, eu cu fierea stau bine, adică nu e bila mea, acu e bila. Știi, nu e bila aia de la astea cele. Am un gust de bilă în gură. Deci empatia asta a persoanelor care sunt, să spunem, senzitive, ne face și mai duși cu capul sau cu pluta, pentru că noi suntem de două ori mai mult candidați la clacare psihică, pentru că preluăm și energiile din jur. Și oricine... De ani de zile ești antrenat să faci treaba asta. Clar, da. Dar este imposibil să nu simți, este imposibil să nu-ți activezi niște mecanisme de apărare. Și aceste mecanisme de apărare pe care tu le activezi sunt mecanisme care poate că nu convin. Pentru că de-aia se simte și o anumită revoltă la unii dintre noi vis-a-vis de, cum numești tu, spitalul de nebuni ăștia în care trăim noi. Și de-aia este revolta. Revolta ce este? Dorința de a scăpa. Și atunci, în momentul în care tu vrei să scapi de asta, îți dai seama că cel mai mare lucru care se poate întâmpla când vrei să scapi este că te bagi mai mult. Corect. Asta e. Da. Cu cât te zbați, de asta faci mai că eu valori. Stau pe loc și mă uit. Da. Mie îmi place să pe șeptarul uit. Al tău în care vei intra, da, gata. Eu am intrat deja. Am intrat de anul ăsta. Dar mie tot îmi plac oamenii. Știi, asta este paradox. Tu așa și băi, dar eu chiar sunt împit. Da, știi, adică, că mi-ai ridicat-o la filo. Mie tot îmi plac oamenii. Adică eu ador fiecare om, fiecare om are ceva și mă întorc la esența pe care n-am apucat să o comunic de la bun început, apropo de puteri. Dar cumva discuția, iată, se duce într-o spirală. Vezi, discuția noastră se duce într-o spirală și se mai întoarce și iar o ia de la...
de la capăt. Ca viață. Da, poate știi, poate ne scriem în misa dacă tot suntem cu spirit. Mm-hmm. Mai trăiește bivolarul? Am auzit că a murit bivolarul. Da, nu mai știu. Da, în fine, da. Da, le-am spus, am cursante, am cursante pe care nu lasă bărbații. Nu mă lasă soțul să vină la cursant, nu pe fârșit. Stai liniștit că noi atunci asigură-l că odată și odată tot o să bem pipi la un curs ca să chiar să creadă că, știi că așa umbla faima. Da, da, așa ca să ca să-l convingem că într-adevăr suntem, da, o sectă. Lasă-mă să închid spirala asta apropo de puterile personale, da? Mi-a aruncat prea mici peste multe mici pe peste filul. Stai să le dau repede înapoi. Deci, puterile personale. Prima minci. Da, eu, deci, bezna minții supremă, apropo, fanatismul suprem este să te crezi supererou. Copiii sunt îndoctrinați cu arhetipul ăsta al supereroului, da? Să avem numai supereroi, avem mutanți, avem oameni cu putere extraordinare, orice o mare putere extraordinară. Mi-e de-aia îmi plac oamenii. De exemplu, eu îl ador pe mecanicul meu. Eu când mă duc și mă uit cum îmi pune roata și cum umblă motor și pipăie carburatorul, zici că schimbi o Pampers-ul, nu știu cum să zic, da? Deci aia este puterea. Sunt oameni care au puteri, au daruri, au calități. Orice om are un dar, are un mare dar, are o mare calitate. La unii asta înseamnă puterea de a liniști. Unii au o voce senzațională. Tu m-ai văzut. Sunt oameni care, pe care doar trebuie să-i asculți. Da? Și ai adormit. Alții au darul de a face lucrurile la modul practic. Da? Eu nu fac nimic practic, să ne înțelegem. Eu din totdeauna am fost prins, cred că așa m-am născut. Deși eu m-am născut pe vremea, am mai spus asta pe vremea cu mama, ce înjurături mi-au luat și pentru asta. Bineînțeles că am fost psihanalizat când am spus asta și e clar că am frustrările din copilărie. Așa. Eu m-am WC în curte când m-am născut primii ani de viață. După aia a venit tehnologizare. Eu trăiam la țară, după aia marele oraș ne-a înghițit și aveam și noi. Adică primul lucru, când am intrat la liceu la Pitești, m-a întrebat o colegă: de unde? Păi eram acolo de la Mioveni, de lângă Mioveni, din Racovița se chema înainte. Da, și zice, de la acolo, ai televizor acasă? Adică eu, vezi, eu eram considerat extraterestru de atunci, da? Așa, deci, fiecare om are o putere specială, da? Putere specială nu înseamnă doar puterea, de exemplu, de a transmite un mesaj la televizor, da? Am avut pe asta cu vedetă, deci asta mă lovește direct în plexul solar. Bine, vedeta este omul care se vede, da? Pe care îl vede omul. Da? Sunt oameni care au acest, să zicem, dar al popularității. Da? De exemplu, eu n-am avut trag de cameră niciodată. Eu, din primul moment când am fost într-un studio de televiziune în fața unei camere, într-un context, eu am fost ca peștele în apă. Dar este și zestea astrală. Deci, eu acolo m-am născut. Zici că m-am născut mama pe platou de filmare. Da? Nu camera. Am avut niciodată. Cu camere, da? Îți iei imediat, te îndrepți, respiri. Ți-am spus bancul, da? Să spunem și așa. Soldat sugeți burta, să trăiți tovarășul general n-ajung. Și... așa și spui, cum zice, o prietenă zâmbetul de sticlă. Da? Bun, asta e o putere, adică nu oricine poate să vadă, alții se sperie, transpiră, dar și eu transpir, da, uite, mă ascund bine, mă aschez, nu? Da. Și fățărnicia e o putere specială, nu poți să te ascunzi, da? Dar revenind la alte puteri din astea mai practice, când m-am născut, m-am prins, deși aveam WC-ul în curte, nu mi-a plăcut niciodată să mă murdăresc pe mâini, da? Eu nu am făcut muncă de instalator, n-am făcut. De altfel, apropo de psihanaliză, există o explicație pentru care n-am făcut. De ce? Pentru că eu trăim cu doi masculi alfa. L-am avut pe tata și pe bunicul din partea mamei. Tata, tehnician, mecanic, în tot timpul mește așa. Bunicul, tâmplar, artist în lemn, atenție. Deci nu mai există, da? Bine, dar artistul ăla pe care bunica era și foarte bun lăcătuș, repara clanțele la uși, bineînțeles că nu avea clanțele la uși. El se ducea să tăia, cred că și acum undeva este diamantul cu care tăia sticlă, așa, dar el stătea cu un geam spart. Dar mă rog, tipic, e treaba, da? Cu cizmarul și cu cizmele. Da. Și atunci, între acești doi alfa, eu a trebuit să-mi găsesc o altă cale. De ce? Pentru că bunicul nu comunica să-mi explice ce face și eu eram foarte curios. Bine, spune și mie, lasă-mi și mie, dă-mi și mie rindea. Nu. Avea atelier acasă, bineînțeles, nu. Așa. Iar la tata, da, iar ți-a căzut ciocanul din mână, iar n-ai... Bun, deci devalorizare. Și atunci a trebuit să-mi găsesc... Bun, eu m-am dus după mama în bucătărie, pentru că mama săgetătoare
era foarte bucuroasă întotdeauna să primească ajutor sau nu, eu n-am avut niciodată limite, de asta nici nu le-am dat copiilor limite, pentru că n-am avut nicio restricție de la părinți. Deci am avut părinții perfecți, pentru că nu m-au limitat. Mi-au dat toată libertatea. Tată mă dădea sâmbătă afară pe ușă și îmi spunea: "Te bă, și tu la discotecă?" Și nu, eu stau și citesc. Nu te mă de aici, tocilarule. Dar mă rog, discuții în familie. Adică eu nu mi l-am sau tata îmi dădea idei despre ce tu dacă vii vopsit acasă, el simțea nevoia să, mă rog, să-mi impună și el o limită. Dacă vii vopsit în cap. Și eu stăteam să mă gândesc, nici m-am gândit la asta. Adică, da. Tata îmi dădea idei despre niște interdicții pe care de fapt eu niciodată n-aveam de gând să le încalc. Dar el îmi dădea idei despre ce aș putea să fac în fi. Așa. Deci puterile mele mi le-am dezvoltat pe altă parte. Mă duceam, eu și acum fac, mie îmi place să stau în bucătărie, îmi place să fac, nu am timp, dar mă rog. Apropo de asta, de 1 decembrie aveam o poftă de șaorma, dar mi-a fost rușine. mi-a fost rușine să mănânc șaorma. Și mă rog, eram copii acasă și le-am făcut, deci îmi venea să mă urc în mașină să merg să... Nu, am făcut paste, am făcut ceva tradițional, altceva tradițional român, adică paste. Dar așa. Deci cu bucătăria și cu cititul, cu tot timpul cu nasul în cărți, dar ți-am zis, cu, fără sentimentul. Dar cărțile de bucate, da, ca să nu înțeleagă. Nu, eu citeam când mă uit acum, nu eram cu ore inimă de copil, cu da. Acum nu mai interesează pe nimeni decât da, în fine. Chiar dar să știi că există o filozofie și a lui Hagi. Acum este filozofia lui Hagi Wagi, adică dar să știi că eu nu sunt de acord cu teoriile astea psihologice, cum că sunt monștri, cum că n-ar trebui copii. Din potrivă, ăștia fac terapie de acum, nu? Că și noi când eram, iată, de ce este o, știi ce te împiedică să fii tu însuți? Codul penal. Asta este răspunsul. Codul penal. Că altfel dacă n-ar fi codul penal, eu aș fi eu însuți. Ei, și atunci, de ce sunt atât de mult pușcările? De ce sunt atât de pline pușcările? Pentru că oamenii simt nevoia să defuleze cumva. Și să atunci, băi, te-a pus să dai în cap pe stradă. Adică, și păi îți pierzi firea. E, copiii ăștia, deci eu am o viziune total opusă față de cea a psihologilor pentru copii, să fac și parenting cursul, așa. Mă scuzați, eu sunt mai tradiționalist, așa, mai bătut în cap, adică îmi recunosc limitele. Ai zis de la început, îți dai seama. Acum, așa, mai conservator, doi așa. Vorbesc, acum și ești în sud, deci doi nebuni vorbește. Dacă în sud, da, dezacordul predicatului cu subiectul este, da. Nu, e din Argeș, nu, este Argeș la noi, da, este, da. Este regionalism da, muntenesc, da. Da, e multe. E multe. E multe, deci, e mult, da. Suntem sudiști, deci ești nord și sud, noi suntem noi suntem nebuni, da, nu putem. Zi acum e cu copiii și cu parenting-ul. Așa. Deci copiii ăștia vin deja cu terapia făcută. Vin deja cu terapia făcută. Ei în jocurile alea pe calculator, ei își fac terapia. Da? Deci de ce să îi dea în cap altui copil? Nu mai bine se duce la acolo pe joc, se descarcă și pac, 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 zboară un cap, sânge, pac, calcă pe oameni pe trecerea de pietoni, dărâmă, bombe atomice. Și copilul e liniștit. Și gamingul, de ce este? Gamingul este o formă de terapie, e un debușeu, da? Și atunci copiii își fac terapia dinainte pentru că știu ce îi așteaptă în lumea asta. Dar tu îți dai seama ce răspuns ai dat-o acum doamnelor care au soții pe calculatoare și pe astea? De ce soțul stă pe calculator? Pentru că are timp și nu-l pune la treabă. pentru că fiecare are bărbatul așa cum și le ducă. Și pentru că nu l-a educat, și pe care îl merită, da. Nu? Dacă te uiți în jurul tău așa ca doamnă și vezi că n-ai bărbat, e bine. Ca asta înseamnă că meriți asta. Deși de multe ori constat, de exemplu, în consultație, că copilul doamnei din fața mea de la consiliere a fost crescut de doi bărbați. Adică ea și soțul. Da. Că sunt atât de multe cupluri unde energia masculină tinde spre 75-80%, încât de fapt nu mai știu unde e mama. Deci una dintre traumele, să știi, apropo de generația asta 70-80, una dintre traumele copiilor noștri este aceea că acești copii sunt crescuți de doi bărbați. Da, pentru că majoritatea femeilor au fost educate și de mamele lor din generația 50-60 au fost educate independente, să nu depindă de soț, cum era aia cu FSB-ul, fără știrea bărbatului, știi, să ai bani puși după, eu n-am înțeles așa. Dar această educație castratoare a mamelor s-a transmis acum la femei care își castrează bărbații, proprii copii, își castrează bărbații și sau se interpun între bărbați și copii. Da? Și atunci, de fapt, sunt copii suferă
luați-o cum vreți, știi, eu zic, eu cum ți-o dă viața, dar acum putem, puteți să o luați numerologic, astrologic, psihanalitic, și psihic, așa? Și spiritual. Problema copiilor este energia masculină din cuplu de părinți, despre asta trebuie să discute. Adică trebuie să cauți femeia, bă, care e mama aici? Și tu zici, de chestia asta? Că eu văd numai energie masculină. Păi de-aia au succes jocurile astea cu împușcături, pentru că masculin nu este clar. Da, și atunci tu scoți din tine, scoți din tine energia asta, cel puțin pentru băieți. Băieții își consumă energia masculină deviantă. Dar tu îți dai seama că noi am răspuns la o întrebare magică acum. Nu. Cum să-l fac eu pe copilul meu să nu mai fie dependent de jocuri? Bine, limite. Da. Da, cum să? A, chiar. Da, corect. Da, 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 da. E, nu discutăm, da. Nu, nu ne punem acum poalele în cap aici de față cu publicul nostru. Da? Evităm să facem asta. Da, așa, dar revenim la puteri. Da? E, da. Și uite cum eu, de exemplu, am considerat întotdeauna că simbolurile acelea sunt cât se poate de palpabile. Eu sunt exact ca în, cum e, ca în Doctor Strange. Da? Ăla când face hărțile alea de energie, eu sunt deja acolo, nu știu cum să zic. Eu când, citesc cu astrogramă, este imposibil de spus. Eu sunt în astrogramă, eu nu sunt în afara astrogramei. Adică eu sunt în simbol, eu înțeleg simbolurile așa, intrinsec, adică noi suntem un cod de simboluri și e ca și cum eu sunt acolo, în circuite, în matricea de creație a softului. Am înțeles, astrologic. Ceea ce e magic. Da, da, dar nu este o putere specială, eu nu sunt eu pur și simplu am azi, exact cum spuneam, că apar la televizor, mamă, cine ești tu și ce putere ai? Nu, eu am această stăpânire de sine, această ușurință în a flirta cu camera. Am alte talente, nu vrei să vorbim despre defectele mele? Așa, de exemplu, defectul meu este gura mare. Gura mare, da, eu n-am nevoie de microfon, dacă am deschis sau de pe toată strada, da. Deci eu dacă țin vara, țin la cursuri, că am cursuri online, mai țin geamul deschis și se aude în stradă. Păi eu am curs public, toată lumea, cine trece sau toți vecinii dacă sunt așa și mai și spun ce ai vrut să zici acolo? Băi, s-au lăsat să mă gândesc la, ai zis nu știu ce vrea să însemne aia? Că se aude, deși eu sunt la etajul 2. Și trebuie adică să arunci bibliografia pe geam. Ce ai vrut să spui cu aia? Și nu facem bine cu forța. Nu facem bine. Dar tu știi că asta nu se... Dar așa, stai să termin cu puterile astea speciale. Dumnezeu, orice om are putere specială. Da? Deci puterea eu apreciez mai ales oamenii și iubesc pe oamenii care fac ceea ce eu nu pot să fac. De exemplu, categoria socială pe care o admir cel mai tare, nu o să crezi care este. Categoria profesională, socioprofesională, paznici. Pe bune? Pe bune, pentru că ăștia fac ceva ce eu n-aș face în viața mea. Să stai așa, planton. N-ai făcut armata. Să stai, te duci la... Nu, n-am făcut armata pentru că trebuia să fiu ultima generație, de eram plecat cu bursă din țară și n-am mai prins. Și da. Mi-au trimis ordin de încorporare și eu am trimis dovadă că sunt plecat din țară și atunci s-a închis, nu m-am mai chemat. E, să stai așa, degeaba. Adică statul degeaba. Ești, deci eu nu pot stau degeaba. De meditație. Dar și aia, exact, omul este tot timpul așa într-o transă, este zen. Nu, e o putere specială, da? Sau cum spuneam, mecanicul. Simțul ăsta practic, eu ador pe oamenii care fac lucruri practice, care îți dau cu misteria pe pereți, care îți îndreaptă peretele. Am încercat și eu. Da? Și a venit soția, unde e peretele? Nu. Cam meșterul Manole, nu? Că suntem de acolo. Tu ești de la Curtea de Argeș, deci de îți face bine. Da, sunt tovară așa, adică da, eu dacă zidesc, biserici. Da, după. După, adică prin spate, nu de deasupra, așa, de pe acoperiș. Da. E, deci toți oamenii au putere specială. Da, uite, de exemplu, răbdarea cameramanului. Da, îți dai seama, răbdarea celor care ne ascultă până acum. Da, ce debităm noi și noi. Da. Păi ce era să facă? Da. Deci e și asta un talent, știi, să-l faci pe altul să își piardă timpul, să speri pe un băcreier, un politician. Dumnezeu, ai o putere. Deci orice om are un set de atribute, nu de atribuții. Un set de atribute, deci un set de mulțumesc că ai specific. Cum zic englezii, skills-uri, da, nu-mi place să ne ucem. Da, skills-urile sunt așa, niște cum să zic, unelte. Niște unelte din bagaj. Așa. Niște unelte din geanta cu fiecare om are geanta lui cu scule. Da. 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 Geanta ta cu scule cum arată? Păi cum spuneam, unii au bucătărie, au talentul ăsta practic, alții au talentul vorbirii. Într-adevăr mai sunt cei care
au talentul de, au kinestezia, pot să ridice paharul ăsta, să facă oameni să levite, vindecătorii, terapeuții. Dom'le, dar atunci de ce? Mă întrebă și eu așa ca prostul. Cum dracu avem pandemie? Nu? Din moment ce există atâția terapeuți, atâția vindecători care pun mâna, numai, bine, nu, știi, numai femeia are, este așa că unde pune mâna crește, se ridică, dar dar de ce avem pandemie din moment ce avem atât de mulți vindecători care au puteri speciale și... Pentru că nu intră în liberul tău arbitru. Ah, pentru că noi nu, da. Pentru că noi merităm să suferim, iar ei n-au vrut să îmi calce voia. Și cum vrei tu să evoluezi dacă nu suferi? Și cum să-ți încalce ție liberul arbitru? Păi aici să știi că am putea să dezbatem, că nu prea... Pentru că e adevărat afirmația, adică păi este adevărat, fără cu arbitru nu înțeleg, dar programele astea de suferință sunt în noi și de multe ori trebuie să întindem coarda și în orice... Care evoluează prin revelațiune? Hai să fim serioși. Tu poți să evoluezi prin revelație? Păi eu am vrut să încerc o dată, dar n-am avut timp. Aveam altceva de făcut, nu mai ții minte ce, dar aveam atribuții. Unii se nasc cu mai multe atribute și li se pare că sunt special, alții se nasc cu mai multe atribuții și n-au timp să mai stea să gândească. Cu atribuții sunt cu doi de ei și au mai mult. Da. Da, deci de-aia, adică atribute. Cred că se poate scrie și cu trei de ei. Da? Cuvântul atribuții, adică dacă sunt mai multe, poți să scrii cu mai mulți de ei. Da. Adică să ții atribuțiile. Deci, de asta spuneam că eu iubesc oamenii. Eu iubesc oamenii pentru că în fiecare om există ceva de dăruit. Asta este puterea, m-ai întrebat ce e închitul ăla în cutia de unete. Da. Este capacitatea de creație a fiecăruia. Fiecare creează ceva, fiecare își lasă o urmă. Uite, tu îți dai seama ce talent are tantia aia care a tras tivul la această draperie? Da? Sau omul ăla care a montat, bine, omul ăla cred că era robot, care a montat la televizor, care a montat chipurile. Acum cred că era robot. Da, dar de ce robotul nu are voie să fie și el om? Adică de ce n-ar fi și eu? Da. Deci, așa, cineva care a șlefuit cana asta de cafea, care a scris, care... Da. Orice om, da, răbdarea omului care lucrează în fabrică și face muncă repede. Nu, pe cine poate să fie fecioară, nu? Adică, da? Și este un talent. Cum adică să faci? Sunt oameni făcuți să repete la infinit, ca un robot, apropo de, că și roboții au dreptul să fie oameni, dar și oamenii au dreptul să fie roboți. Să repeți la nesfârșit același mecanism. Ai văzut la fabricile de prăjituri. Este pe Discovery serialul ăla Cum se face, da, știi? Nu știu. Da? În care se duc prin fabe și filmează. Și o tante acolo, de exemplu, la da, care apasă tot timpul pe bune. Da, la capătul benzii, da? Sau da. Care, nu știu, pune când este prăjitură, ea trebuie să pună zahărul pudră. Faci de 3758 de ori pe zi, câte prăjituri sau câte bombane este, să faci lumea. Și numai așa. Adică, se pare că asta nu e o putere? Ba, da? Asta e o super putere. De ce e o super putere? Meditație. Pentru că eu n-aș putea să fac așa ceva. Vezi, de altfel, super puterea fiecăruia este ceva ce altceva apreciază în tine, apreciază la tine, da, da. Și, dar pentru tine este atât de... încorporat, da. Încât tu nu vezi lucrurile astfel. Mamă, ce bine poți să faci, bă, nici nu-mi dau seama. Pur și simplu, dar cum faci aia? Păi, habar n-am că nu mă gândesc. Pur și simplu, o fac și gata. Așa îmi vine. Exact. Da, uite, și când îmi vine, eu trebuie. Da. 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 Dar trebuie să-mi spui unde trăiești, în trecut, în prezent sau în viitor? Aia, peste tot. Peste cum? Tot. Apropo de simultaneitatea aceea. A, a fost o întrebare capcană. Asta a fost o capcană, nu m-ai prins. Am fost pe față. Vezi, dacă nu beam gura asta de cafea, cred că mă prindeai nepregătit. Peste tot. Știi filmul Lucy? E, da, da. Așa, prototipul ăla de super om care se încarcă cu programe și cu super puteri, care până la sfârșit se dizolvă și unde da. Ești? Apare pe SMS. Da. Și până la urmă apare... Peste tot. Eu sunt peste tot. Adică noi sunt tot una cu tot ceea ce există. Tot. Și nu te cheamă Lucy, te cheamă Vale. Nu, da. Da. Lucy este, știi cine e Lucy? În mintea mea, singura Lucy este din Dallas. O știi pe Lucy din Dallas? Nu mai ții minte Lucy? A, cum? Dar nu mai știi pe Suelen și pe... Pe Suelena o știu. Da. Pamela, da. E, nenorocitul ăla de JR, apropo, așa, Larry Hagman, da, actorul, da, așa, da. Era vărsător. Deci, da. Le este în film sau în realitate? Deci, cred că și în film, da?
Deci în realitate el într-adevăr întruchipează toată capacitatea de psihopat a vărsătorului. Da. Așa. Deci nu, dar în oricine, în orice vărsător zace un psihopat, dar în orice om zace un vărsător. Deci pentru că toată lumea are vărsătorul undeva în hartă, nu? Harta e compusă, da, are o energie în toate cele 12 zodii. Normal. Bun. Și Lucy? Așa. Deci Lucy nu sunt eu. Da. Da, ce cum e? Nu sunt, știi? Eu sunt cum e. Eu sunt, sau putem să facem campania ca la francez. Je suis, că știi, je ne suis pas Lucy. Lucy nu vreau să fiu, nu vreau să fiu peste tot. Eu vreau să fiu în pătrățica mea. Eu vreau să fiu acolo unde am treabă. Eu vreau să fac ceea ce, deși și eu mă revolt. Mă revolt pentru că mă simt, eu sunt în burnout. Știi, sunt burnout. Cum te revolți, în pătrat sau ești în pătrat când te revolți? Sunt în pătrat. Unde dracu să fiu? Doamne, iartă-mă să mă duc, că nu mă lasă pătrat. Eu m-aș revolta, dar nu mă lasă copiii, știi, că m-aș revolta. Da. Aveam, îmi spunea o prietenă care avea gemeni. Zici, mereu râd când mi-aduc aminte. Și o dau exemplu, ce o să vezi, că o să vină ziua în care o să fii atât de, e o tipă foarte evoluată spiritual, real. În mod real, adică da, și terapeut și un mentor excepțional. Zice, fii atent, că o să vină ziua în care o să mă prinzi din urmă, pentru că eu aveam momente în care atât de copleșită eram de ea avea fete, noi avem băieți gemeni. Ce îmi venea să-mi iau poșeta și să ies pe ușă. Dar remarci cum pune doamna problema. Da, da, da. Da? Femeia nu, doamna nu pleacă fără poșeta. Dar îmi venea să îmi iau poșeta și să plec pe ușă fără să mai întorc. Mie, ce poșetă, mie îmi vine să plec așa, cum stau prin casă, în tricou și în pantalon scurt. Adică tu nu pleci, tu fugi. Da, dar, prin urmă, dar există hamul, nu? Așa, da? Condiționările. Forma, da, presiunea materiei și gravitația care te țin acolo, în atribuții, cum ziceam. Deci păi nu ai unde să pleci. Deci n-am cum să fiu decât în... N-am înțeles tu atribuțiile. Te-a obligat cineva să le iei, să le faci atribuții, să vii cu atribuții în loc să vii cu atribute. Da, păi oricum ar fi tot... Eu sunt de vină, nu? Da, deci, revenind la prezent, da, e vorba despre asta, a face ce ai de făcut... Este vorba, apropo de este viața. Ce este viața? Ne întoarcem la întrebarea de la început, ca să dăm și o formă primă. O dată trebuie să plecăm și noi acasă, mai e și altă treabă. De gata, plecăm acasă. Așa. Acum, zia asta și plecăm acasă. Așa. Deci, e vorba despre... viața înseamnă să trăiești pentru pentru a-ți îndeplini misiunea. Cu toții venim cu un program de viață, venim cu o arie de acoperire, venim cu... atributele care ne ajută să ne îndeplinim atribuțiile. Profundă. Profundă. Ai legat două cuvinte care unii cred că înseamnă același lucru. Mă rog, sunt deștept. Dar, dar nu e suficient să fii deștept. Plus că, apropo de deșteptăciune, și de exemplu, nu vă feriți de oamenii deștepți, că și de pildă pe toți ne prostește dragostea. Adică, da, e clar. Deci, fiecare... are pătrățica lui în care trebuie să se desfășoare. De asta unul dintre sloganele mele este: stai pe locul tău. Stai pe fiecare trebuie să stai. Și asta vreau să fac eu. Să stau pe locul meu, să fac ce am de făcut, să nu întotdeauna cu grijă la reperele din exterior, să nu devin ceva ce nu-mi doresc să fiu, deși sunt situații în care ca om și eu mă transform într-un mutant din ăla din jocurile pe calculator și dar trebuie să-ți revii așa. Ai puteri supranaturale, doar ai spus. Ești Doctor Strange. Mai e și altceva? Mi-am recunoscut așa. Mi-a recunoscut natura umană. Deci fiecare dintre noi e important ca să aibă o sănătate a minții și să aibă un nivel de conștiință acceptabil. Trebuie să-și recunoască limitele. Adică eu și când întrec măsura sau când sunt dincolo de limitele mele, eu îmi dau seama. Dar tu știi că asta este o mare cunoaștere, să știi limita. Asta nu poate să facă oricine, să știe limita, pentru ca să știi limita, mai întâi trebuie să fii nelimitat. Altfel n-ai cum să-ți cunoști limita. Da, știi unde ne găsim cu toții nelimitarea? Unde? Și știu de unde am avut această revelație, dintr-un miniserial pe care îl consider perfect artă cinematografică, dacă știi de The Queen's Gambit. Gambitul Damei. Da, da. E, acolo povestește eroina. Încă nu am cumpărat cartea, vreau neapărat să citesc cartea,
cartea e apărută prin 83, cu mult, aproape 40 de ani, și filmul e făcut în 2020. Și a spune, eu când ea era o fetiță orfană, mă rog, orfană de mamă, abandonată într-un orfelinat, și se îndrăgostește de tabla de șah. Și ea spune, la un moment dat, într-un interviu, tabla de șah este lumea mea organizată pe care pot să o controlez total. Deci fiecare dintre noi are o pătrățică de lume pe care poate să o controleze total. La mine, de exemplu, este astrologia. Da. Pe lângă asta a venit, am mai primit, știi cum e, mi-a mai dat statul, da, când s-a încat după 90, când am primit o parcelă, ci că ia și puțină numerologie, ia și puțin radiestezie, așa, spune, da, în stăpânire. Da. Am mai primit așa o limbă de, da, de pământ. Dar cu toții avem un teritoriu. Da? De exemplu, ne venim la mecanică, atelierul mecanicului, da? Atelierul cu bancul de lucru al tâmplarului, da, mașina, nu pentru ce este mașina pentru teribiliști. Noi îi condamnăm, mamă, nebunul, a mers cu 180 la oră, l-a prins cu 330 în localitate. Aia este lumea lui, el acolo deține controlul. Și acolo fiecare simte nevoie, da? Își manifestă puterea, exact, lui. Da. Deci, forma noastră, nu, rectific, dar nu tei, nu tai, lasă așa, cum a picat, lasă așa cum a picat, da. Forma prin care noi putem să atingem infinitul este controlul asupra acestei pătrățele pe care am primit-o în stăpânire, un domeniu de activitate pe care noi ne desfășurăm. Sunt femeile casnice care ating infinitul în gospodărie, sunt femei care n-au lucrat niciodată sau care preferă să crească copiii și să renunțe la carieră, pentru că acela devine universul infinit. Deci infinitul este ceea ce îți consumă cea mai multă energie și este locul în care te dăruiești în fiecare zi, fără să simți că o faci. Deci este infinitul, este prezentul de fapt în care te topești fără niciun fel de procesare mentală, pentru că gândurile încetează, tu nu te gândești la ceea ce faci, pur și simplu faci și așa atingi infinitul. Gata. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine. Asta este cea mai mișto încheiere. Nu mă deranja că sunt în infinit. Nu mă duce înapoi. Da. Lasă-mă acolo. A fost o plăcere să atingem, da, infinitul împreună. Dragi prieteni, s-a încheiat. Ne revedem și data viitoare. Toate cele bune!